Emil Cioran, ispita de a exista. Continuare. Am să încerc să divaghez asupra pătimirilor unui popor, asupra istoriei lui în răspăr cu istoria, asupra destinului său ce pare să țină de o logică supranaturală care amestecă uluitorul cu banalul, miracolul cu necesitatea. Numit de unii rasă, de alții nație, de alții seminție, e refractar clasificărilor. Ceea ce pare spus limpede despre el este fals. Nici o definiție nu-i se potrivește. Ca să-l cuprinzi mai bine, ar trebui să recurgi la o categorie aparte, căci totul e, în ce-l privește, neobișnuit. Nu-i oare primul care a colonizat cerul, instalându-și acolo zeul său? La fel de grăbit să născocească mituri ca să-și le distrugă. Și-a făurit o religie de care e mândru, de care roșește. În ciuda lucidității sale, nu rare ori se lasă prada amăgirii. Speră mereu, speră prea mult. Îmbinare ciudată de forță și analiză, de înfrigurare și sarcasm. Cu atâția dușmani împrejur, oricine în locul lui ar fi capitulat. El însă, inapt pentru dulceața disperării, neluându-și în seamă oboseala milenară, sfidând concluziile pe care îi le impune destinul, trăiește în delirul așteptării, hotărât să nu tragă nicio învățătură din umilințele sale, nici să extragă din ele, ca norme de existență, modestia sau anonimatul. El prefigurează diaspora universală. Trecutul lui rezumă viitorul nostru. Cu cât ne întrezărim mai clar ziua de mâine, cu atât ne apropiem de el și cu atât mai mult îl evităm. Cu toții tremurăm să nu-i călcăm pe urme. Veți fi asemenea mie în curând, pare el să ne spună, în timp ce înscrie deasupra certitudinilor noastre un semn de întrebare. A fi om e o dramă, a fi evreu este una în plus. De aceea evreul are privilegiul de a trăi de două ori condiția umană. El reprezintă existența prin excelența separată sau, pentru a folosi o expresie prin care teologii îl califică pe Dumnezeu, este absolut altul. Conștient de singularitatea sa, o are în minte neîncetat și niciodată nu uită de sine. De aici aerul lui stingherit, crispat sau afișând o falsă încredere de sine, atât de frecvent la cei ce poartă povara unei taine. În loc să fie mândru de obârșia lui, să-și o înscrie pe frunte, să o strige în gura mare, el o ascunde. Ci soarta lui fără pereche nu-l îndreptățește oare să privească de sus gloata umană? Dacă e victimă, răspunde în felul lui, ca un învins sui generis. Se înrudește în multe privințe cu șarpele, din care a făcut un personaj și un simbol. Să ne ferim a crede însă că ar avea un sânge tot atât de rece. Ar însemna să nu-i cunoaștem adevărata fire, entuziasmul, puterea de a iubi și a urâ, aplecarea spre răzbunare sau excentricitățile milosteniei sale. Anumiți rabini hasidici nu-s cu nimic mai prejos decât sfinții creștini. Excesiv în toate, eliberat de tirania peisajului, de neroziile înrădăcinării, fără legături, acosmic, e omul ce nu va fi niciodată de aici, omul venit de aiurea, străinul în sine și care n-ar putea vorbi fără să fie suspect, în numele pământenilor, al tuturora. Să le exprime sentimentele, să le fie purtător de cuvânt, dacă încearcă să o facă, ce misiune. Nu va putea stârni, ridica sau conduce nicio mulțime. Rolul de tribun nu-l prinde. Va fi luat la rost pentru părinții, pentru străbunii îngropați departe, în alte țări, pe alte continente. Fără morminte de care să profite, fără moaște de pus în vitrină, fără să poată fi heraldul vreunui cimitir, el nu reprezintă pe nimeni decât pe sine, numai pe sine. E cu ultima lozincă pe buze? E printre cei ce au pornit o revoluție? Se va vedea îndepărtat chiar în momentul când ideile sale triumfă, când vorbele lui devin articol de lege. Dacă slujește o cauză, nu va ajunge să-i mai guste roadele. Vine o zi când, cu speranțele înșelate, o va contempla ca spectator. Apoi o să slujească altei cauze, cu decepții numai puțin amare.
schimbă o țară cu alta, drama lui reîncepe. Exodul îi este temei, certitudine, cămin. Mai bun și mai rău decât noi, el întrupează extremele spre care tindem, fără a le putea atinge. El este noi, dincolo de noi înșine. Cum măsura sa de absolut o depășește pe a noastră, el oferă, în bine ca și în rău, imaginea ideală a capacităților noastre. Dezinvoltura cu care își trăiește dezechilibrul, devenit pentru el o obișnuință, l-a transformat într-un dezaxat expert în psihiatrie, ca și în tot soiul de terapii, într-un teoretician al propriilor boli. Nu e, ca noi, anormal din accident sau din snobism, ci este astfel în mod natural, fără efort și prin tradiție. E avantajul unui destin genial la scara unui popor. Anxios de dat făptuirii, bolnav, ne-n stare să renunțe, el se tratează înaintând. Eșecurile sale nu seamănă cu ale noastre. Refuză conformismul până și în nenorocire. Istoria lui, o schismă fără sfârșit. Hărțuit în numele mielului, el va rămâne neîndoielnic necreștin, atâta timp cât creștinismul își va menține puterea. Îi place însă atât de mult paradoxul și suferințele ce țin de el, încât probabil se va converti la creștinism în clipa când toți îl vor dezavua. Va fi persecutat atunci pentru credința lui cea nouă. Titular al unui destin religios a supraviețuit Atenei și Romei, după cum va supraviețui și Occidentului. Și o să-și vadă de drum, pismuit și urât de toate popoarele ce apar și se sting. Când bisericile vor fi pentru totdeauna părăsite, evreii vor intra în ele sau vor construi altele, noi, ori, și mai probabil, vor înălța crucea pe sinagogi. Până atunci, pândesc momentul în care Iisus va fi abandonat. Or să vadă atunci în el pe adevăratul Mesia? Vom afla la sfârșitul Eclesiei. Căci, oricum, dacă nu se vor prosti pe neașteptate, nu vor găsi cu cale să îngenuncheze alături de creștini și nici să gesticuleze împreună cu ei. L-ar fi recunoscut pe Hristos dacă popoarele nu l-ar fi acceptat deja, făcând din el un bun comun, un mesia de export. Sub dominația romană au fost singurii care n-au acceptat în templele lor statuile împăraților. Când au fost forțați să o facă, s-au răzvrătit. Speranța lor mesianică n-a fost atât un vis de a cuceri alte neamuri, cât de a le distruge zeii într-o slava lui Iahve, teocratic sinistră contrapusă unui politeism cu nuanțe sceptice. Se țineau deoparte de imperiu și pentru asta erau acuzați de nelegiuire, căci nimeni nu le putea înțelege exclusivismul. Refuzul de a sta la masă cu străinii, de a participa la jocuri, la spectacole, de a se amesteca cu ceilalți, de a le respecta obiceiurile. Doar propriile prejudecăți contau pentru ei. De aici acuzația de mizantropie, crimă pe care le-o impută Cicero, Seneca, Celsus și împreună cu ei întreaga antichitate, încă din anul 130 înainte de Hristos, pe când Ierusalimul era asediat de Antiohus. Acesta a fost sfătuit de prieten să supună cetatea cu forța și să nimicească rasa evreiască în întregime, căci dintre toate națiile, ea singură refuză orice relație cu celelalte neamuri, considerându-le dușmane. Să le fi plăcut cumva rolul de indezirabil? Voiau ei, dintr-un început, să fie singuri pe pământ? Cert e că multă vreme au apărut ca întruchiparea fanatismului, înclinația lor pentru spiritul liberal, fiind mai curând dobândită decât înnăscută. Cel mai intolerant și mai persecutat popor din istorie îmbină universalismul cu cel mai strict particularism. Contradicție structurală. Inutil să încerci să o rezolvi, ori măcar să o explici. Tocit până la urzeală, creștinismul a încetat să fie o sursă de uimire și scandal, să declanșeze crize, ori să stimuleze inteligențele. Nu mai provoacă spiritul, nu-l mai silește să-și pună întrebări. Neliniștile pe care le trezește, ca și răspunsurile și soluțiile sale, sunt lingave, toropitoare. Nici o sfâșiere cu șanse în viitor, nici o dramă nu ar putea porni de la el.
creștinismul și a trăi traiul. De pe acum căscăm pe cruce. Nimeni nu mai vrea să-l salveze, să-i mai lungească boala. Eventual ne trezește indiferența. Din ce ne locuise odinioara adâncurile, a mai rămas doar un reflex de suprafață. În curând, dat la o parte, va merge să îngroașe rândurile experiențelor noastre ratate. Priviți catedralele, pierzându-și avântul ce le înalță materia, redevenite piatră, ele descresc, se gârbovesc, până și săgețile turnurilor ce altădată împungeau semețe cerul sunt bolnave de gravitație, mulipsite de mediocritatea dezgustului nostru. Atunci când, din întâmplare, pătrundem în una din ele, gândul ne duce la zădărnicia rugilor ce s-au rostit acolo, la atâta înfrigurare și atâtea patimi irosite în van. Vidul va domni în ele curând. Goticul s-a retras din materie, la fel cum s-a retras din noi. Creștinismul, dacă mai păstrează o umbră de prestigiu, o datorează doar întârziaților care, vânându-l cu o ură retrospectivă, ar vrea să prefacă în pulbere cele două milenii în care, nu se știe prin ce uneltiri, a obținut consimțământul spiritelor. Cum acești întârziați, acești pătimași ai urii devin din ce în ce mai rari, iar creștinismul nu se împacă să piardă o popularitate atât de îndelungată, el stă cu ochii în patru, pândind evenimentul în stare să-l readucă în prim planul actualității. Dar ca să devină iarăși interesant, ar trebui promovat la rangul de sectă osândită. Numai evreii ar fi în stare de o asemenea misiune. Ar proiecta în el destulă excentricitate ca să-l regenereze și să-i împrospăteze misterul. Dacă îl adoptau atunci, la începuturi, ar fi avut destinul nenumăratelor popoare cărora istoria de-abia le mai reține numele. L-au respins ca să evite o asemenea soartă. Lăsând străinilor avantajele efemere ale mântuirii, evreii au optat pentru neajunsurile durabile ale piezaniei. Necredință? E vina care, pe urmele Sfântului Pavel, li s-a tot adus. Învinuire ridicolă, de vreme ce păcatul lor stă tocmai în prea marea credință față de sine. Pe lângă ei, primii creștini par niște oportuniști. Șișuri de cauza lor își așteptau cu inima ușoară martiriul. Îndurându-l, se conformau de altfel moravurilor epocii, în care gustul pentru hemoragiile spectaculoase cobora sublimul la îndemâna tuturor. Cu totul diferit e cazul evreilor. Refuzând să urmeze ideile timpului, marea nebunie ce se înstăpânea pe lume, scăpau provizoriu de persecuții. Dar cu ce preț? Pentru a nu fi împărtășit cu noi fanatici, suferințele monumentului aveau să îndure povara și teroarea crucii, ajunsă pentru ei și nu pentru creștini, simbolul pătimirii. De-a lungul întregului Ev Mediu, au fost măcelăriți pentru a-l fi crucificat pe unul dintre ei lor. Niciun popor n-a plătit atât de scump un gest nechipzuit, dar explicabil și, la urma urmelor, firesc. Așa cel puțin mi-a apărut în ziua când am urmărit la Oberammergau spectacolul patimilor în conflictul dintre Iisus și autorități, publicul înlăcrimat îi ținea partea firește lui Iisus. Căznindu-mă să fac la fel, dar fără succes, mă simțeam singur în toată acea sală. Ce se întâmplase? Asistam la un proces în care argumentele acuzării mă impresionau prin justețea lor. Ana și Caiafa întruchipau în ochii mei însuși bunul simț. Folosind procedee cinstite, ei arătau bunăvoință în cazul ce le fusese încredințat. Poate că abia așteptau să se convertească și ei. Le împărtășeam exasperarea în fața răspunsurilor imprecise ale acuzatului. Ireproșabil din toate punctele de vedere, nu se foloseau de niciun tertip teologic sau juridic. Era un interogatoriu perfect. Probitatea lor m-a câștigat. Am trecut de partea acuzării și l-am aprobat pe Iuda, disprețuindu-i totodată remușcările. Din clipa aceea, deznodământul mi-era indiferent. Când am ieșit din sală, m-am gândit că publicul, prin lacrimile sale, perpetua o neînțelegere bimilenară. Oricâte urmări avea să aibă, respingerea creștinismului rămâne cel mai splendid gest al evreilor. Un nou care le face cinste. Dacă erau până atunci singuri de nevoie,
Din acel moment aveau să fie, din proprie vrere, damnați ce și-au făcut o armă din cinism, unica precauție luată împotriva viitorului. Mândri de crizele lor de conștiință, mulțumiți că un altul a suferit pentru ei, creștinii huzuresc la umbra calvarului. Dacă se ostenesc uneori să-i reconstituie etapele, nu fac fără să tragă foloase frumușele. Cu un aer de profitor se înfoiază prin biserici, iar când ies, abia și ascund un surâs, surâsul pe care îl dă adevărul obținut fără trudă. Harul, nu-i așa, e în ograda lor, har ieftior, suspect care îi scutește de orice osteneală. Mântuiți de bâlci, fanfarone izbăvirii, sibarniți, excitați de virtutea smereniei, de păcat și de iad. Dacă își frământă conștiința, o fac ca să-și ofere noi senzații, iar pentru câteva în plus o torturează și pe altora. E destul să adulmece oarece scrupule, vreo sfâșiere sau obsesia unei greșeli, a unui păcat, n-or să vă mai slăvească. Va trebui să vă exhibați tulburarea, să vă strigați vinovăția în fața lor, spectacol sadic ai derutei voastre. Plângeți dacă puteți. E ceea ce așteaptă, nerăbdător să se îmbete cu lacrimile voastre, să se bălăcească, milostiv și neîndurători, în umilințele voastre, să se înfrupte în chinurile voastre. Toți acești oameni de bine sunt atât de setoși de senzații ambigue, că le vânează peste tot. Chiar când nu și le mai află în afară, se aruncă asupra lor înșiși. Departe de a fi un obsedat de adevăr, creștinismul se minunează de conflictele sale interioare, de viciile și virtuțile lui, de puterea lor de intoxicare, jubilează împrejurul crucii și, epicurian al oribilului, găsește plăcere în simțăminte ce n-au nimic cu plăcerea. N-a inventat el oare orgasmul remușcării? Iată cum poți ieși mereu în câștig. Deși popor ales, evreii nu aveau să câștige din asta niciun avantaj, nici liniște, nici mântuire. Din contră, situația de aleși le-a fost impusă ca o încercare, ca o pedeapsă. Aleși nedăruiți cu har. De aceea, rugăciunile lor sunt cu atât mai meritoase cu cât se adresează unui Dumnezeu neiertător. Nu vreau să spun că toți creștinii ar fi de condamnat, ci doar că n-au de ce să fie chiar așa de mândri. Fac parte netulburați din neamul omenesc. E ceea ce de la Nabucodonosor la Hitler li s-a refuzat evreilor. Din păcate, le-a lipsit curajul să-și facă din asta un blazon. Ar fi trebuit, cu o trufie zeiască, să-și proslăvească diferențele, să strige universului că nu au semeni și nici nu vor să aibă. Ar fi trebuit să scuipe pe rase și imperii și, într-un elan autodistructiv, să sprijine tezele hulitorilor, să dea dreptate celor ce-i urăsc. Dar să lăsăm părerile de rău sau delirul. Cine cutează să reia pe socoteala lui argumentele adversarilor? O asemenea măreție, de-abia imaginabilă la o ființă, e pur și simplu imposibilă la un popor. Instinctul de conservare sluțește indivizii ca și colectivitățile. Dacă evreii i-ar avea de înfrânt doar pe antisemiții profesioniști, drama lor s-ar simplifica foarte mult. Luptându-se de fapt cu quasi totalitatea omenirii, ei știu că antisemitismul nu reprezintă un fenomen de epocă, ci o constantă. Dovadă călăii lor de ieri ce foloseau aceiași termeni ca și Tacit. Locuitorii globului se împart în două categorii, evrei și neevrei. Dacă le-am cântărit meritele și unora și celorlalți, ale primilor ar atârna mai greu, neîndoielnic. Ei ar avea destule calități ca să vorbească în numele umanității și să se considere reprezentanții ei. Nu se vor hotărâ să o facă atâta timp cât vor mai păstra oarecare respect, oarecare slăbiciune pentru restul omenirii. Ce idee să vrea să fie iubiți de ceilalți? Nu îi zbutesc oricât își dau silința. După atâtea încercări nereușite, n-ar fi mai bine pentru ei să se supună evidenței, să admită în sfârșit că își merită decepțiile? Nu există evenimente, nelegiuiri sau catastrofe de care adversarii să nu-i fi făcut vinovați.
Omagiu necugetat. Nu că ar trebui să le minimalizăm rolul, nici de cum. Dar pentru a fi drept, să-i acuzăm doar pentru vinele reale. Cea mai gravă rămâne aceea de a fi produs un zeu al cărui destin, unic în istoria religiilor, are de ce să ne lase pe gânduri. Nimic în el care să fi legitimat asemenea izbândă. Tâlcevitor, vulgar, capricios, prolix, el putea răspunde cel mult nevoilor unui trib. Că într-o zi va deveni obiectul unor teologii savante, patron al unor civilizații rafinate, asta nimeni n-ar fi putut-o ghici niciodată. E drept că nu ni l-au impus cu sila, dar poartă totuși vina de a-l fi conceput. O scădere a genului lor. Ar fi putut să facă o treabă mai bună. Oricât de viguros, oricât de viril ar părea acest Iahve, prezentat de creștinism într-o versiune revăzută, nu reușește să ne risipească o anumită neîncredere, în loc să se agite, să caute, să ne intimideze. Ar fi trebuit, având în vedere atribuțiile sale, să fie mai corect, mai distins și, în special, mai sigur de sine. Roz de îndoiel, strigă, tună și fulgeră. Să fie semn de forță? Sub aerele lui senioriale, ghicim neliniștile unui uzurpator care, adulmecând primejdia, se teme pentru regatul lui și își terorizează supușii. Procedeu nedemn de cineva care nu contenește să invoce legea și să pretindă respectarea ei. Dacă, după cum susține Moses Mendelssohn, iudaismul nu e o religie, ci o legislație revelată, e ciudat că tocmai un asemenea Dumnezeu să-i fie autor și simbol, el care n-are nimic dintr-un dătător de legi. Incapabil de cel mai mic efort de obiectivitate, împarte dreptatea după bunul său plac, fără ca vreun cod să îngrădească sminterile și toanele. E un despot, pe cât îl aș, pe atât de agresiv, dospin de complexe, un subiect ideal pentru psihanaliză. În fața lui, metafizica tace, căci nu poate afla în el nici urmă de ființă substanțială, sieși suficientă, superioară lumii și mulțumită de spațiul ce o desparte de cele lumești. Bufon, care a primit drept moștenire cerul, perpetuând acolo cele mai rele tradiții pământești. El pune la bătaie toate mijloacele, uimit de puterile sale și mândru să le facă simțite efectele. Și totuși, violențele și toanele sale, lipsa lui de ținută și elanurile spasmodice sfârșesc prin a ne captiva. Dacă nu și convinge, în loc să-și vadă de veșnicia lui, se bagă în toate, le încurcă pe toate, seamănă confuzie și haos. Descumpănește, irită, cucerește. Oricât ar fi desmintit, își cunoaște bine farmecele și nu ezită să le exploateze. Dar la ce bun să contabilizăm cusururile unui zeu când ele se răsfață în cărțile delirante ale Vechiului Testament, pe lângă care cel nou ne pare o biată alegorie înduioșătoare? Poezia și asprimea primului nu le mai regăsim în al doilea, în care totul e dulcegărie sublimă, povestioară pentru uzul sufletelor delicate. Evreii au refuzat să se recunoască în el. Ar fi însemnat să cadă în capcana fericirii, să se lase despuiați de avuția singularității lor, să opteze pentru un destin onorabil, toate lucruri străine vocației lor. Pentru a-și apropia poporul și mai mult, Moise institui noi ritualuri, contrare celor practicate de toți ceilalți muritori. Ei batjocoresc tot ce noi respectăm. Acceptă, în schimb, tot ce este impur pentru noi, toți ceilalți muritori. Acest argument statistic de care antichitatea a abuzat nu-i putea scăpa lumii moderne. A slujit și va sluji mereu. Datoria noastră e să-l întoarcem în favoarea evreilor, să-l folosim pentru edificarea gloriei lor. Se uită prea ușor că au fost cetățeni ai deșertului, că-l poartă încă în ei ca pe un spațiu lăuntric și îl duc mai departe de-a lungul istoriei spre grozava mirare a acestor arbori umani care sunt ceilalți muritori. S-ar cuveni probabil să adaug că deșertul acesta, departe de a fi doar spațiul lor lăuntric, se prelungește fizic în ghetou. Cine a vizitat vreunul, de preferință în țările din Est, nu a putut să nu observe că vegetația lipsește, că acolo nu înflorește nimic, că totul e uscat și pustiu. O insulă ciudată,
mic univers lipsit de rădăcini, pe potriva locuitorilor săi, la fel de desprinși de viața pământului ca îngerii, ori ca fantomele. Popoarele încearcă față de evrei, observă unul din co-religionarii lor, aceeași ostilitate pe care va fi având-o făina față de drojdia ce îi strică odihna. Odihna este tot ce cerem. Evreii tânjesc probabil și ei după ea. Le este însă interzisă. Înfrigurarea lor vă îmboldește, vă biciuiește sângele, vă ia pe valul ei. Modele de frenezie și amărăciune, ei vă învață gustul furiei, al epilepsiei, al rătăcirilor ațâțătoare și vă recomandă năpasta în chip de excitant. Dacă sunt degenerați, cum se crede de obicei, le-am dori această formă de degenerare tuturor popoarelor bătrâne. 50 de veacuri de neurastenie. Da, însă o neurastenie de temerari, nu de sleiți, de nevolnici, de ramoliți. Decadența, fenomen inerent oricărei civilizații, le e total necunoscută. Destinul lor, deși se desfășoară în istorie, nu-i de esență istorică. Evoluția lor nu comportă nici creștere și nici descreștere, nici apogeu și nici cădere. Rădăcinile lor se împlântă în nu se știe care pământ, cu siguranță nu într-al nostru. Nu există în ei nimic care să țină de natură, nimic vegetal, nici o sevă și nici o perspectivă de a se veșteji. E în perenitatea lor ceva abstract, dar nu lipsit de sânge, un strop de demonism, așadar de ireal și de activ totodată, un halou nereniștitor și un fel de aureolă pe dos ce îi individualizează pe veci. Nu sunt atinși de decadență și cu atât mai puțin cunosc sila prea plinului, plagă de care niciun popor bătrân nu scapă și contra căreia nu este leac. N-ar rosia atâtea imperii, atâtea suflete, atâtea organisme. În mod miraculos, evreii au rămas neatinși. Ce să-i fi săturat de altfel când n-aveau parte de niciun răgaz, de niciunul din acele momente de plenitudine, prielnice dezgustului, dar nefaste dorinței, voinței și acțiunii? Neputându-se opri nicăieri, sunt nevoiți să dorească, să vrea și să facă, să se mențină în spaimă și dor. Dacă se leagă de vreun obiect, acela nu va dura. Orice eveniment va fi pentru ei o repetare a dărâmării templului, amintirea ale prăbușirii, perspective asemenea. Anchiloza unui armistițiu nu-i amenință de fel. Nouă ne-e greu să stăruim în dorință, ei însă nu ies din starea aceasta aproape niciodată, trăind-o cu un soi de euforie morbidă, proprie unei colectivități pentru care transa este endemică și al cărei mister ține, deopotrivă de teologie și patologie, mister pe care efortul însumat al acestora două nu l-a putut de altfel lumina. Împinși spre adâncimile ființei lor și înfricoșați de ele, evreii încearcă să le ocolească, să le evite, agățându-se de mărunțișurile conversației. Vorbesc, vorbesc, vorbesc. Dar lucrul cel mai lesnicios din lume, menținerea la suprafața euului, lor nu le reușește. Cuvântul e pentru ei evadare, sociabilitatea autoapărare. Nu ne putem imagina, fără să ne înfiorăm, tăcerile și monologurile lor. Urgiile și cumpenele vieții noastre sunt pentru ei dezastre obișnuinte, simplă rutină. Timpul lor, succesiune de crize, una depășită, alta tocmai începe. Dacă prin religie se înțelege voința creaturii de a se înălța prin angoasele sale, atunci au cu toții, habotnici sau atei, un fond religios, o credință din care au avut grijă să elimine blândețea, îngăduința, reculegerea. Tot ce îi încântă pe nevinovați, pe cei slabi, pe neprihăniți. E o credință fără inocență, căci inocent nu e niciunul din ei, după cum, în alt plan, nici unul din ei nu e prost. Prostia, într-adevăr, nu are trecere la ei. Aproape toți sunt ageri, cei care nu-s, câteva rare excepții, nu se opresc în pragul prostiei, ci merg mai departe. Sunt cei săraci cu duhul. Că rugăciunea pasivă, trăgănată, nu le este pe plac, e de înțeles. Ea îi displace, pe deasupra și Dumnezeului lor, care, spre deosebire de al nostru, suportă greu plictisul.
Doar sedentarul se roagă în tihnă, pe așezate. Nomazii, hâituiții, sunt obligați să o scurteze, să se grăbească până și în gimnastica lor rituală. Asta deoarece invocă un Dumnezeu el însuși nomad, hâituit și care le transmite înfrigurarea și spaimele lui. Când suntem gata să depunem armele, ce pildă, ce îndemne este puterea lor de a îndura. De câte ori, clocind în mine gândul suprimării, n-am meditat la înverșunarea, la încăpățânarea lor, la preconfortanta, inexplicabila lor poftă de a fi. Le datorez nenumărate reîntoarceri la viață, nenumărate compromisuri cu iluzia de a trăi. Și totuși, oare am fost întotdeauna drept cu ei? Nici pe departe. Dacă la 20 de ani îi iubeam într-atât încât regretam că nu sunt unul de-al lor, ceva mai târziu, neputând să le iert rolul major jucat în istorie, am început să-i detest cu înverșunarea unei iubiri dublate de ură. Strălucirea omniprezenței lor mă făcea să simt și mai bine mediocritatea țării mele, sortită, o știam, să fie sufocată și chiar să dispară. În vreme ce ei, știam la fel de bine, aveau să supraviețuiască în veci și oricui, orice s-ar fi întâmplat. De altfel, la vremea aceea nu simțeam decât o compătimire livrescă pentru suferințele lor trecute, fără a le putea ghici pe cele viitoare. Dar la mai târziu, gândindu-mă la încercările ce îi așteptau și la tăria cu care le-au îndurat, aveam să pătrund valoarea pildei lor și să găsesc în ea argumente împotriva ispitei de a renunța la tot. Însă, oricare mi-ar fi fost în diferitele momente ale vieții, sentimentele în ce îi privește, asupra unui punct am fost mereu statornic. Pasiunea mea pentru Vechiul Testament, cultul pe care l-am închinat mereu cărților, providență a furiilor și amărăciunilor mele. Prin ea împărtășeam cu ei tot ce aveau mai bun în mâhnirile lor. Tot datorită ei și mângâierilor pe care mi le dăruia, atâtea și atâtea nopți, oricât de crunte ar fi fost, mi se păreau suportabile. Nu puteam uita acest lucru nici chiar atunci când mă gândeam că își merită oprobriul. Iar amintirea acelor nopți, când butadele sfâșietoare ale lui Iov și Solomon mi-au adus alături, justifică hiperbolele gratitudinii mele. Să insulte alții spunând despre ei cuvinte de bun simț. Eu n-aș putea să o fac. Aplicându-le criteriile noastre, ar însemna să-i privesc de privilegiile lor, să-i cobor la condiția de simpli muritori, de varietate oarecare a speciei umane. Din fericire, ei desfid criteriile noastre, ca și investigațiile bunului simț. Meditând la acești împlânzitori de abise, ai propriului abis, descoperi avantajul menținerii la suprafață, avantajul de a nu ceda plăcerii, de a fi o epavă și, cugetând la refuzul pe care ei îl opun naufragiului, faci legământ să-i imiți, deși prea bine știi că e în zadar, că datul nostru e să ne scufundăm, să răspundem chemării genunii. Cu toate acestea, abătându-ne fie și temporar de la veleitățile spre prăbușire, ei ne învață cum să suportăm o lume amețitoare, de neîndurat. Sunt specialiști în arta de a exista. Din toți cei care au cunoscut o lungă perioadă de robie, doar ei au rezistat farmecelor abuliei. Când revoluția le-a dat un statut, ei dețineau resurse biologice superioare altor popoare. Iar când secolul al XIX-lea, liberi în sfârșit, și-au făcut apariția în plină lumină, lumea a fost uluită. De la conchistadori încoace nu se mai văzuse asemenea temeritate, asemenea zvâcnet vital. Imperialism ciudat, neașteptat, fulgerător. Reprimat atâta timp, vitalitatea lor izbucnise. Iar ei, care păruseră atât de șterși, de umili, dovedeau o sete de putere, de dominare și glorie care înspăimânta societatea dezabuzată în care începeau să se afirme și căreia acești bătrâni, neîmblânziți, aveau să-i toarne în vine sânge proaspăt. Lacom și generoși se infiltrează în toate ramurile comerțului și cunoașterii, în fel de fel de întreprinderi, dar nici de cum pentru a dezauriza, ci împătimiți ai riscului, pentru a cheltui, a risipi. Insațiabili, căutători ai veșniciei, rătăciți în cotidian, legați de aur și de cer și amestecându-le mereu strălucirea, promiscuitate luminoasă și năucitoare, vârtej de abjecție și transcendență, evreii își găsesc adevărata bogăție în contradicțiile lor.
nu se adânceau în tainicul studiu al cabalei pe vremea când trăiau din camătă. Bani și mister, obsesii pe care și le-au păstrat în îndeletnicirile lor moderne, complexitate greu de descălcit, izvor de putere. Să te întârjești contra lor, să-i înfrunți? Numai smintitul o face, doar el cutează să se lupte cu armele lor nevăzute. Istoriei contemporane, de neconceput fără ei, i-au imprimat un ritm accelerat, o respirație de bună calitate, un suflu maestos, dar i-au adăugat și o otravă profetică a cărei virulență n-a încetat să ne descumpănească. Cine în prezența lor rămâne neutru? În societatea lor nu ai decât de câștigat. În diversitatea peisajului psihologic, fiecare din ei este un caz. Iar dacă recunoaștem anumite fațete, ne mai rămân mulți pași până în miezul enigmelor lor. Incurabil ce sperie moartea, care au descoperit secretul altei sănătăți, o sănătate primejdioasă, o boală salvatoare, evreii vă obsedează, vă chinuie și vă obligă să vă ridicați la nivelul conștiinței și lucidității lor. Cu ceilalți totul e schimbare lângă ei, te prinde somnul. Ce siguranță, ce tihnă! Te regăsești deodată printre ai noștri, că-ți vine să caști, poți să sfori în pace. Conviețuind cu ei, te cuprinde apatia pământului. Până și cei mai rafinați par niște țărănoi, niște neciopliți, care au sfârșit-o rău. Se leagănă sărmanii într-o fatalitate molcuță. Genii să fie și tot ar părea niște inși oarecare. Sunt petrecuți de un noroc, de joasă speță. Existența lor e de la sine înțeleasă și necontestată în tocmai ca a țărânei ori apei, elemente ațipite. Nu există ființe mai puțin anonime. În lipsa lor, orașele ar fi insuportabile. Ei întrețin o stare febrilă fără de care orice metropolă pare provincială. Un oraș mort e un oraș fără evrei. Activ ca fermentul și ca virusii, ei inspiră un dublu sentiment de fascinație și de angoasă. Reacția noastră față de ei este mai totdeauna tulbure. Cum să-i întâlnim pe aceeași lungime de undă când îi vedem, în același timp, mai sus, dar și mai jos decât noi, la un nivel ce nu-i niciodată al nostru? De aici o neînțelegere tragică, inevitabilă, de care nimeni nu-i vinovat. Ce nebunie din partele că s-au legat de un Dumnezeu special și ce regrete vor fi simțind când își întorc privirile spre micimea noastră. Nimeni nu va descălci vreodată hățișul relației noastre. Să le sărim în ajutor, dar nu avem nimic să le oferim, iar ceea ce ne oferă ei ne depășește. De unde vin? Cine sunt? Să ne apropiem de ei cu maximum de perplexitate. Cel ce adoptă în privința lor o poziție netă îi subapreciază, îi simplifică și nu e demn să le cunoască abisurile, nici culmile. Un lucru remarcabil. Numai evreul ratat ne seamănă, este de-al nostru. E ca și cum ar fi dat îndărăt spre condiția noastră, spre unanimitatea noastră convențională și efemeră. Să deducem de aici că omul e un evreu ce nu s-a împlinit? Amari și nesățioși, lucizi și pătimași, mereu în avamposturile singurătății, ei reprezintă eșecul în mișcare. Iar dacă nu se lasă pradă disperării când totul îi îndeamnă să o facă, e pentru că ei fac proiecte la fel cum alții respiră. Sunt bolnav de proiecte. În cursul unei zile, oricare din ei începe o sumedenie. Contrar raselor îmbâxite, evreii se cramponează de iminent, se adâncesc în posibil. Automatism al noutății care explică eficacitatea delirului lor, ca și groaza de orice lene intelectuală, în orice țară ar trăi, se găsesc în avangarda spiritului. Adunați la un loc, ar constitui o sumă de excepții, de capacități și de talente neegalată de niciun alt popor. Dacă practică o meserie, interesul nu li se mărginește doar la atât. Fiecare cultivă pasiuni sau manii ce-l scot în lumea largă, îi sporesc cunoașterea, permițându-i să îmbrățișeze profesiunile cele mai diferite, în așa fel încât biografia lui implică o mulțime de personaje pe care le unește o singură voință, fără pereche, și aceea, ideea de a persevera într-o ființă, a fost concepută de cel mai mare filosof al lor. Iar ființa aceasta au cucerit-o prin luptă îndârjită. Mania proiectului e explicabilă la ei.
Prezentului ce toropește îi opun virtuțile afrodisiace ale zilei de mâine. Tot unul de-al lor și-a făcut din devenire ideea centrală a filosofiei sale. Nici o contradicție între cele două idei. Devenirea, reducându-se la ființa care proiectează și se proiectează, la ființa dezintegrată prin speranță. În definitiv, are vreun rost să afirmăm că în filosofie evreii sunt așa sau altminteri? Dacă înclină spre raționalism, o fac nu atât dintr-o dispoziție naturală, cât din nevoia de a reacționa împotriva unor tradiții ce excludeau și care le-au adus destul eponoase. Geniul lor, de fapt, se mlădiază după orice formă de teorie, după orice curent de idei, de la pozitivism la misticism. Să le subliniez, doar înclinarea spre analiză înseamnă să-i sărăcești și să le faci o gravă nedreptate. Sunt totuși oameni care s-au rugat enorm. Poți să o citești pe chipurile lor, mai mult sau mai puțin ofilite de lectura psalmilor. Și apoi, doar printre ei vei putea întâlni bancheri palizi. Asta nu poate să nu însemne ceva. Finanțe și de profundis, incompatibilitate fără precedent, cheie, poate, a tainei lor, a tuturor. Luptător din vocație, e cel mai războinic dintre popoarele civile, își conduc afacerile ca niște strategi și nu se recunosc niciodată înfrânți, deși li se întâmplă adesea să fie. Osândiți, binecuvântați, la care instinctul și intelectul nu se neutralizează reciproc. Cum ar putea o omenire cazanieră să le înțeleagă goana permanentă cu rătăcirile și nebunia ei? De n-ar avea asupra celorlalți decât superioritatea unei permanente nereușite, a unui fel mai perfecționat de a nu izbândi, și tot ar fi destul ca să li se asigure o relativă nemurire. Resortul lăuntric e rezistent, de vreme ce se frânge mereu. Dialecticieni activi, virulenți, atinși de o nevroză a intelectului, care, departe de a-i stingheri în ceea ce fac, îi stimulează, îi face dinamici, îi obligă să trăiască sub tensiune, ei sunt fascinați în pufida lucidității, de aventură. Nimic nu-i face să dea înapoi. Tactul, viciul țărănesc, prejudecata a civilizațiilor sedentare, instinct al protocolului, nu e specialitatea lor. Devină e orgoliul lor de jupuiți de vii, spiritul agresiv. Ironia lor, departe de a fi un amuzament pe seama celorlalți, o formă de sociabilitate ori un capriciu, ne lasă să ghicim năduful refulat. E o acreală foarte veche. Otrăvite, săgețile sale ucid. Ea ține nu de râs, care e relaxare, ci de rânjet, care e încrâncenare și răzbunare a celor umiliți. Și să o recunoaștem, evreii sunt imbatabili în rânjet. Ca să-i înțelegi sau să-i intuiești, trebuie să fii pierdut tu însuți câteva patrii, să fii, ca și ei, cetățean al tuturor cetăților, să lupți fără drapel împotriva întregii lumi, să știi, la fel ca ei, să îmbrățișezi și să trădezi toate cauzele. Misiune grea, căci oricât de bătuți de soartă am fi, pe lângă ei suntem niște vieți inși împotmoliți în fericire și geografie, neofiți ai nenorocirii, cârpați în toate cele. Chiar dacă nu dețin monopolul subtilității, nu-i mai puțin adevărat că tipul lor de inteligență e cel mai tulburător, cel mai vechi dintre toate. S-ar spune că evreii știu din totdeauna, încă de la Adam, încă de la Dumnezeu. Să nu-i acuzăm că ar fi parveniți. Cum ar putea să fie când au străbătut și înrăurit atâtea civilizații? Nimic recent în ei, nimic improvizat. Singurătatea lor durează încă din zorii istoriei. Chiar și defectele le pot fi puse pe seama voiciunii, bătrâneții, a ingeniozității debordante și a gerimii minții, a prea îndelungatei lor experiențe. Confortul limitelor le este străin. Înțelepciunea lor e înțelepciunea exilului, cea care te învață cum să învingi când toți te sabotează, cum să te crezi ales când ai pierdut totul. Înțelepciunea sfidării. Și cu toate acestea au renume de lași. E drept că n-ar putea invoca nicio victorie spectaculoasă, dar însăși existența lor nu-i oare o victorie continuă, teribilă, ce n-are nicio șansă să se isprăvească? Să le tânguiești curajul înseamnă să ne socotești meritatea și noblețea fricilor, care la ei nu e retragere, ci expansiune, început de ofensivă. Căci ei, spre deosebire de lași și umili, au convertit această frică în virtute,
în principiu de mândrie și de cucerit. Nu este moleșită ca a noastră, ci vânjoasă și ispititoare, făcută din mii de spaime transfigurate în fapte. După o formulă pe care s-a oferit să ne dezvăluie, forțele negative din noi devin la ei pozitive, lâncezelile noastre migrații. Ceea ce pe noi ne țintuiește, pe ei îi face să umble, să țâșnească din loc. Nu există barieră pe care panica lor itinerantă să nu escaladeze. Nomazi, cărora spațiul nu le ajunge și care, dincolo de continente, își caută o patrie incertă. Uitați-vă cu ce dezinvoltură cu treieră națiunile. Unul, născut rus, iată-l german, francez, pe urmă american sau orice. În ciuda acestor metamorfoze, își păstrează identitatea, căci are personalitate, toți au. Cum altfel se explică forța lor de a începe, după cele mai cumplite urgii, o existență nouă, de a-și lua din nou soarta în mâini? Este ceva ce ține de miracol. Dacă stai să-i observi, rămâi fermecat, uluit. Încă din viața aceasta aveau să facă experiența infernului. Este și prețul cu care și-au plătit longevitatea. Când încep să decadă și crezi terminați, își revin, se ridică din nou și refuză tihna ratării. Goniți din căminele lor, apatrizi din născare, nu le-a trecut niciodată prin minte să renunțe la luptă. Pe când noi, ceilalți, ucenici în ale exilului, dezrădăcinați de dată recentă, nerăbdători să îmbătrânim, să ajungem la monotonia rutinei, la un echilibru sufocant și sterb, noi ne târâm în urma nenorocirii noastre. Propria condiție ne depășește. Inapți pentru dezastru, eram făcut să plâncezim undeva printr-un tărâm fantomatic și să nu împărtășim soarta unei legiuni de aleși, înțeleniți complet, uimaci, sălbăticiți. Cum oare cu dorurile somnolente și cu ambițiile noastre năruite am putea avea stofă de rătăcitori? Străbunii noștri, cocârjați la pământ, de-abia se distingeau de țărână. Deloc grăbiți, unde să se fi dus? Înainteau cu viteza plugului, viteza veșniciei. Ori, intrarea în istorie presupune un minimum de înfrigurare, de neastâmpă și de ardoare, atât de diferite, toate de barbaria înceată a popoarelor agricole încătușate în datină. Această legiuire nu a drepturilor, ci a propriilor tristeți. Scurmând pământul ca să poată la urmă să zacă mai bine în el, ducând o viață pe buza mormântului, o viață în care moartea părea o răsplată și un privilegiu, străbunii ne-au lăsat moștenire somnul lor fără capăt, mâhnirea mută și oarecum îmbătătoare, prea lungul lor suspin de ființe pe jumătate răposate. Suntem niște buimaci. Blestemul nostru are efectul unui narcotic, ne amorțește. Al evreilor însă le stă ca un pinten în coaste, îi împinge înainte. Încearcă să scape de el? Întrebare delicată, probabil fără răspuns. Sigur este că tragicul lor diferă de al grecilor. Un Eschil vorbește de nefericirea unui individ ori a unei familii. Conceptul de blestem național ca și de mântuire colectivă nu e grecesc. Eroul tragic se obișnuiește să ceară socoteală unui destin impersonal și orb. Este orgoliul lui să-i accepte sentința. Va pieri așadar și el și ai săi. Pe câtă vreme, Iov îl hărțuiește pe Dumnezeul lui, îi cere explicații. Rezultă de aici o somație de un prost gust sublim și care pe un grec l-ar fi scârbit, dar care pe noi ne mișcă și ne răscolește. Cum să rămâi nesimțitor la această vehemență, la strigătele unui ciumat ce îi pune cerului condiții și îl copleșește de ocări? Cu cât suntem mai aproape de renunțare, cu atât mai mult ne zguduie aceste urlete. Iov nu-și dezminte rasa. Vaetele sale sunt o demonstrație de forță, un asalt. Noaptea, oasele mele sunt ca sfredelite, se tânguie el. Plângerea culminează cu un țipăt și țipătul acesta străpunge cerurile și îi dă fior lui Dumnezeu. În măsura în care, depășindu-ne tăcerile și slăbiciunile, îndrăznim să ne strigăm suferința, suntem cu toții urmași ai marelui lepros, moștenitorii disperării și răpnelor sale. Dar prea adesea vocile noastre sunt mute și, deși ne învață cum să ne ridicăm la patima lui, nu izbutește să ne smulgă din inerție. Ce-i drept, el se găsea într-o poziție avantajoasă, știa pe cine să ocărască ori să implore, în cine să lovească ori cui să se roage. Dar noi, contra cui să strigăm?
contra celor ca noi? Ni s-ar părea ridicol. Revoltele noastre, de-abia îngăimate, ni se sting pe buze. În ciuda ecourilor pe care le trezește în noi, nu suntem în drept să ne-l considerăm strămoș. Durerile ne sunt prașovăielnice. La fel și spaimele noastre. Fără voința și curajul de a le savura, cum am putea face din ele un stimulent sau o plăcere? Să tremurăm, izbutim și noi. Dar să știi, să-ți strunești tremuratul este o artă. Toate revoltele pornesc de aici. Cel care vrea să evite resemnarea trebuie să-și educe, să-și cultive spaimele și să le convertească în gesturi și cuvinte. Va izbuti mai bine dacă își va face carte de căpătăi din Vechiul Testament, paradis al fiorului. Învățându-ne repulsia pentru limbajul pătimaș, învățându-ne în toate cuviința și ascultarea, creștinismul ne-a anemiat frica. Dacă ar fi vrut să ne câștige pentru vecie, ar fi trebuit să ne zdruncine, să ne făgăduiască o mântuire primejdioasă. Ce poți spera de la 2 milenii de stat în genunchi? Acum când în sfârșit suntem în picioare, ne apucă amețeala. Sclave liberați în zadar, răzvrătiți al căror demon roșește sau își râde de ei. Energia lui Iov s-a transmis alor săi. Însetați de dreptate ca și el, evreii nu se pleacă în fața evidenței unei lumi nedrepte. Revoluționar din instinct, ideea renunțării nici nu le trece prin cap. Dacă Iov, acest Prometeu biblic, l-a înfruntat pe Dumnezeu să dea ei înapoi din fața oamenilor? Cu cât fatalitatea li se strecoară în suflete, cu atât mai îndârjiți o resping. Amor Fati, formulă pentru amatorii de eroism, nu-i pentru cei care au prea mult destin ca să se agațe de ideea de destin. Iubind viața într-atât, care vrea să o schimbe din temelii și să instaureze imposibilul, binele, ei se aruncă asupra oricărui sistem ce i-ar putea întări chimerele. Nu este o utopie care să nu-i orbească, să nu le atâțe fanatismul. Nu numai că au propovăduit ideea de progres, dar au îmbrățișat-o cu o fervoare senzuală și aproape impudică. Oare aveau în vedere, adoptând-o fără rezerve, să beneficieze și ei de mântuirea promisă omenirii întregi, să se bucure de un har și de o apoteoză universală? Că toate dezastrele noastre încep din momentul când au întrezărit posibilitatea mai binelui. Iată un truism pe care evreii nu vor să-l admită. Trăiesc într-un impas, dar gândirea lor îl refuză. Răzvrătiți împotriva fatalității, apropiei nimicii, s-au simțit mai liberi tocmai în clipa când spiritul le era oprimat de tot ce-i mai rău. Ce spera Iov pe mormântul lui de gunoi? Ce speră ei toți? Optimism de ciumați. După un vechi tratat de psihiatrie, în rândul lor s-ar înregistra cel mai mare procentaj de sinucideri. Informația, dacă este corectă, dovedește că pentru ei viața merită efortul să se rupă de ea, că o iubesc prea mult ca să poată dispera până la capăt. Forța lor? Mai curând să-și ia zilele decât să se obișnuiască ori să se complacă în disperare. Ei se afirmă chiar în actul autonimicirii, într-atât le e groază să cedeze, să se retragă, să-și recunoască oboseala. O asemenea îndârjire le poate veni doar de la cel de sus. Altfel, nu mi-o pot explica. Și deși contradicțiile lor mă zăpăcesc și mă pierd în tainele lor, cel mai puțin înțeleg pentru ce au trezit curiozitatea spiritelor religioase de la Pascal la Rozanov. Oare am meditat îndeajuns la motivele pentru care acești exilați elimină ideea morții, idee dominantă a oricărui exil, din gândurile lor, ca și cum între ei și ea nu ar exista niciun punct de contact? Nu că subiectul le-ar fi indiferent. Atâta că, tot alungându-și sentimentul morții, au ajuns să-i rezerve o atitudine deliberat superficială. Poate că în vechime i-au acordat prea mult interes ca să-i mai obsedeze și acum. Poate că nu se mai gândesc la ea din cauza acvasii nemuririi lor. De obicei, doar civilizațiile efemere sunt frământate de ideea neantului. Oricum, evreii n-au în fața lor decât viața, iar această viață, care pentru noi se reduce la formula nimic nu-i cu putință, formulă ce se adresează ca o încurajare derutelor, slăbiciunii sau sterilității noastre, această viață trezește în ei pasiunea înfruntării obstacolului, repulsia în fața izbăvirii și a oricărei alte forme de chietism. Acești luptători l-ar fi ucis cu pietre pe Moise dacă le-ar fi vorbit cu vorbele lui Buddha, limbaj al dezgustului metafizic,
aducător de neant și împăcare. Nu există pace, nici beatitudine pentru cel ce nu știe să cultive renunțarea. Absolutul, ca suprimarea a oricărui dor, e o răsplată pentru cei ce își impun renunțarea la luptă. Răsplată care le displace acestor luptători inveterați, acestor voluntari ai damnării, acestui popor al dorinței. Ce rătăcirea minții a făcut să se vorbească de gustul lor pentru distrugere? Distrugători, ei? Ar trebui mai curând să li se reproșeze că nu-s cât ar trebui. Le datorăm atâtea din speranțele noastre. Distrugerea ca scop în sine nici nu le trece prin gând și, chiar dacă sunt anarhiști, au mereu în vedere o operă viitoare, o construcție, imposibilă poate, însă dorită. Și apoi am greșit nesocotind pactul, unic în felul lui, pe care l-au încheiat cu Dumnezeul lor și căruia cu toții, atei sau nu, îi păstrează amintirea și pecetea în suflet. Acest Dumnezeu, oricât ne-am îndârjit contra lui, rămâne totuși prezent, material și relativ eficient. Cum firesc e să fie orice zeu tribal. În vreme ce al nostru, mai universal, deci mai anemic, este ca orice duh, îndepărtat și inoperant. Vechea alianță, mult mai solidă decât cea nouă, îngăduie fiilor lui Israel să înainteze împreună cu turbulentul lor părinte. În schimb, îi împiedică să guste frumusețea intrinsecă a distrugerii. Ideea de progres le servește pentru a se împotrivi efectelor pustiitoare ale propriei lucidități. E subrefugiul lor calculat, mitologia lor deliberată. Până și ei, aceste spirite clar văzătoare, dau înapoi în fața ultimelor consecințe ale îndoielii. Nu suntem sceptici cu adevărat decât dacă ne situăm în fața destinului sau dacă renunțăm să avem vreunul. Nici un indiferent de calitate în rândurile lor. N-au introdus ei interjecția în religie. Chiar și atunci când își îngăduie luxul de a fi sceptici, cultivă un scepticism de ființe rănite. Solomon evocă imaginea unui Piron răvășit și liric. Așa a fost cel mai lucid dintre străbunii lor, așa sunt toți. Cu ce plăcere își etalează suferințele și își zgândăresc rănile. Această mascaradă a spovedaniei nu e decât un mod de a se ascunde. Deschiși și totuși impenetrabili, deși ar dezvălui până la una tainele și tot nu-i veți cunoaște. Degeaba veți analiza, clasifica și explica nenorocirile unui om care a suferit. Ceea ce este el, suferința lui adevărată, vă depășește înțelegerea. Cu cât vă apropiați de el, cu atâta vă pare mai inaccesibil. În ce privește o colectivitate rănită, oricât ați sta să-i studiați reacțiile, nu veți avea în față, totuși, decât o masă de necunoscuți. Chiar dacă pare limpede precum cristalul, spiritul lor ascunde un element subteran. Detașați de lumea aceasta și totuși omniprezenți, îi vezi țâșnind, năpădind, mereu în alertă, fugind de pericol, dar și căutându-l, aruncându-se asupra fiecărei senzații cu disperarea condamnatului, ca și cum clipele le-ar fi numărate, iar năpasta i-ar pândi în chiar pragul bucuriei. De fericire se agață și profită fără măsură și scrupule. Ai spune că se înfruptă din bunul altuia. Prea pătimași ca să fie niște epicurieni, își înveninează plăcerile, le devorează. Cu o grabă și o furie care îi împiedică să le simtă savoarea, niște dezlănțuiți în toate sensurile cuvântului, de la cel mai vulgar până la cel nobil. Obsesia lui apoi nu le dă pace. Ori, arta de a trăi, apanaj al epocilor neprofetice, al epocii lui Alcibiade, Augustus, ori a regentului, constă în experiența integrală a prezentului. Nimic ghiotean în ei, căci nu încearcă să oprească clipa, nici chiar pe cea mai frumoasă. Profețiilor care nu contenesc să invoce mânia Domnului, care vor să vadă cetățile dușmanului transformate în ruine, acești profeți vorbesc un limbaj al cenușii. Din nebunia lor s-a inspirat Sfântul Ioan pentru a scrie cartea cea mai admirabilă în obscuritatea ei din toată antichitatea? Născută dintr-o mitologie de sclavi, Apocalipsa nu-i decât o răfuială perfect camuflată. Totul în ea e răzbunare, fiere și viitor morbid. Ezechiel, Isaia, Ieremia pregătiseră bine terenul, fructificându-și cu iscusință de reglările sau viziunile, păteau câmpii cu o artă nici când egalată după aceea. Spiritul lor puternic și tulbure îi ajuta.
Veșnicia era pentru ei un prilej de convulsii, un spasm. Vomitând ocări și imnuri, se zvârcoleau sub ochiul unui zeu mereu setos de isterie. Iată deci o religie în care raporturile dintre om și creator se consumă într-un război al epitetelor, într-o tensiune ce îi împiedică să mediteze, să se aplece asupra gâlcevii dintre ei și să o aplaneze. O religie pe bază de adjective, de efecte retorice și în care stilul constituie singura punte dintre cer și pământ. Acești profeți, fanatici ai pulverii, poeții ai dezastrului, proroceau tot timpul catastrofe pentru că nu s-ar fi putut lega de un prezent liniștitor sau de un viitor oarecare. Pe motiv că își fereau poporul de idolatrie, își slobozeau asupra-i furia, îl chinuiau și îl vroiau la fel de dezlănțuit, de crunt ca și ei. Trebuiau așadar să-l hărțuiască, să-l facă unic prin suferință, să-l împiedice să se constituie și să se structureze într-o națiune pieritoare. Și astfel, cu urlete și cu amenințări, l-au făcut să capete acea autoritate în materie de suferință și aerul acela de gloată rătăcitoare, neadormită, care îi irită pe autohtoni și le tulbură sfărăitul. Mi s-ar putea obiecta că nu sunt excepțional prin natură. Aș răspunde că sunt prin destin, destin absolut, destin în stare pură, care, conferindu-le forță și lipsă de măsură, îi ridică deasupra lor înșiși și nu le îngăduie mediocritatea. Mi s-ar putea obiecta că nu sunt singurii care se definesc prin destin, că germanii sunt în aceeași situație. Desigur, totuși se uită că destinul germanilor, dacă au vreunul, este recent și se reduce la un tragic de epocă. În fapt, la două eșecuri apropiate în timp. Aceste două popoare, atrase tainic unul de altul, nu se puteau înțelege. Cum ar fi putut germanii, acești ariziști ai fatalității, să le ierte evreilor că au un destin superior? Persecuțiile se nasc din ură, nu din dispreț. Iar ura e reproșul pe care nu îndrăznim să ne-l facem nouă înșine, intoleranță în fața idealului propriu, întrupat în altul. Cine aspiră să iasă din locul lui de baștină și să domine lumea, le caută pricină celor ce i-au luat-o înainte. Le poartă pică pentru ușurința dezrădăcinării, pentru ubiguitatea lor. Germanii dedestau în poporul evreu propriul lor vis înfăptuit, universalitatea pe care nu o puteau atinge. Voiau și ei să fie aleși. Nimic nu-i sortea acestui statut. Încercând să forțeze istoria, cu gândul ascuns de a ieși din ea și de a o lăsa în urmă, au sfârșit prin a se îngloda în ea și mai rău. De atunci, pierzând orice șansă de a se ridica vreodată la un destin metafizic sau religios, aveau să se piardă într-o dramă monumentală și inutilă, fără mister și transcendență, și care, lăsându-l indiferent pe teolog și pe filozof, nu-l interesează decât pe istoric. Ar fi trebuit să fie mai exigenți în alegerea himerelor. Așa ne-au oferit doar exemplul celei mai mari al primeia dintre națiunile ratate. Cine optează pentru timp, se prăbușește în el și îl face mormântul geniului său. Ești ales, nu devii ales nici prin voință, nici prin decret. Și cu atât mai puțin persecutându-i pe cei care îți trezesc invidia pentru pactul lor secret cu veșnicia. Nici aleși, nici damnați, germanii s-au îndârjit contra celor ce pe bună dreptate puteau pretinde că sunt. Momentul culminant al expansiunii lor nu va rămâne, cu trecerea timpului, decât un episod din epopeea evreilor. Spun bine, epopee, căci ce altceva e șirul de miracole și de bravuri, eroismul unui trib care, în mijlocul nenorocirilor sale, nu contenește să-și someze Dumnezeul, epopee al cărei deznodământ nu se lasă ghicit. Se va împlini el altundeva? Sau va lua forma unui dezastru ce scapă perspicacității spaimelor noastre? O patrie este un somnifer de fiecare clipă. Evreii nu au una sau posedă doar patrii provizorii, cu Israel în frunte. Să-i invidiem ori să-i plângem. Oricum, nu am putea să o facem îndeajuns. Orice ar face și oriunde s-ar duce, misiunea lor e să vegheze. Așa o vrea imemorialul lor statut de străin. Soluție pentru soarta lor nu există. Rămân aranjamentele cu ireparabilul. Nu au găsit până acum nimic mai bun. Această situație va dăinui în veci, iar evreii îi datorează blestemul de a nu pieri. În definitiv, deși legați de lumea aceasta, ei nu fac parte cu adevărat din ea.
Este ceva nepământean în trecerea lor pe pământ. Să fi fost în vechime martorii unui spectacol al fericirii de pline de care le este dor? Și ce vor fi văzut atunci? Ceva ce scapă simțurilor noastre? Înclinarea lor spre utopie nu e decât o amintire proiectată în viitor, un vestigiu convertit în ideal. Dar, năzuind la paradis, se tot izbesc de zidul plângerii. Iată-le soarta. Melancolici în felul lor, ei se droghează cu regrete, își fac din ele o credință, un stimulent, un reazăm, un mijloc de a recuceri, ocolind prin istorie. Fericirea lor din tâi, fericirea lor de odinioară. Spre ea se năpustesc, spre ea aleargă. Iar această goană le dă un aer în același timp fantomatic și triumfal, care ne înspăimântă și ne fascinează pe noi, cei rămași de căruță, dinainte resemnați cu un destin oarecare și ne în stare să credem vreodată în viitorul regretelor noastre. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare, ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public.